întotdeauna dinții albi au fost asociați cu frumusețea și cu bogăția. Ca procedură, albirea dinților nu este deloc nouă, a apărut acum aproximativ 5.000 de ani. În antichitate, egiptenii măcinau piatra ponce și o amestecau cu oțet pentru a face o pastă cu care să-și curețe dinții, în timp ce romanii îi albeau cu urină. În secolul XVII, bărbierul era și stomatolog. Curăța dinții cu o pilă și îi ștergea cu un acid, ceea ce grăbea degradarea lor. Efectul de albire al fluorului a fost descoperit în secolul XVIII, iar peroxidul a fost adăugat în pastele de dinți și în cele de albire abia în 1980. În ziua de astăzi, stomatologii au la îndemână multe proceduri și substanțe. Toate însă vin la pachet și cu riscuri, așa că trebuie respectate anumite reguli. În primul rând, înainte de albire, trebuie să vă curățați dinții. Dacă vorbim de detartraj, acesta este un procedeu prin care eliminăm placa bacteriană întărită de pe suprafața smalțului. Este un procedeu care este recomandat să-l efectuăm periodic, la 6 luni de zile. Sigur că sunt persoane care depun tartru mai frecvent, alții mai rar. Dar este recomandat cu siguranță detartrajul să fie efectuat, pentru că această placă bacteriană mai veche, care nu mai poate fi îndepărtată prin periaj, și care stagnează la nivelul suprafeței smalțului în vecinătatea gingiei, determină o iritație permanentă a gingiei și o face să se retragă. Apar acele retracții gingivale, sângerări gingivale, inflamație, deci țesuturile de susținere ale dintelui suferă și apar aceste procese care în timp duc la retracție gingivală, resorpție osoasă până la mobilitate dentară. Deci este foarte important să conștientizăm importanța acestui procedeu prin care eliminăm placa bacteriană mineralizată. Airflow-ul mai este o procedură care poate să îndepărteze petele și colorațiile de la nivelul smalțului și care este recomandat a fi efectuat odată cu detartrajul, să spunem la 6 luni, la un an de zile, pentru că îndepărtează aceste pete și realizează o curățare a smalțului dentar și cu un efect de albire ușoară. Abia după curățare veți vedea ce culoare au dinții naturali și veți decide dacă vreți să-i albiți sau nu. Atenție însă la cât de des faceți albirea, pentru că în timp ea poate avea efecte nefaste irreversibile. Dacă ne referim la procedeul clar de albire, acesta este un procedeu prin care obținem o deschidere a culorii naturale al smalțului, aplicând niște substanțe care, sigur că au un efect asupra smalțului, sunt pe bază de peroxizi, ele pătrund în interiorul smalțului și determină acest efect de deschidere a culorii naturale a smalțului. Este un procedeu care nu este recomandat să-l efectuăm uzual, ci poate la 2-3 ani și sub supravegherea medicului stomatolog, astfel încât acesta să evalueze în funcție de structura smalțului fiecărui pacient, de starea de sănătate a dinților, dacă putem aplica acest procedeu sau nu, sub ce intensitate și ce durată. Pentru că aceste efecte de albire la nivelul smalțului sunt cumulative, se pot produce distrucții la nivelul intern al smalțului și ca urmare, în timp apare o sensibilitate dentară, apar procese care nu mai dispar, sunt irreversibile acestea. De asemenea, trebuie subliniat că dinții se îngălbenesc din cauza proastei igiene dentare, a fumatului și a predilecției spre anumite alimente sau băuturi. Înainte de albirea dentară se face o igienizare, să ne asigurăm că smalțul este curat, astfel încât acea substanță să pătrundă în interiorul lui. După albire, spuneam că aceste substanțe care pătrund în smalț determină un smalț mai permeabil în primele zile. Este un smalț mai permeabil, ca urmare este mult mai receptiv la orice aliment, la orice colorație pe care o avem din alimentație. Este contraindicat în perioada următoare să utilizăm alimente sau să consumăm alimente colorate, da? Fie că ne referim la sucuri, fie la vin roșu, fie la oțet balsamic, la cafea, tot ce este ceaiurile produc o colorație foarte accentuată, trebuie să le ar fi bine să nu fie consumate în perioada de câteva zile după sau cu moderație, recomandat cu paiul, astfel încât să nu producem o colorație ulterioară albirii. Aceste procedee de albire
spuneam că este recomandat să fie repetate poate la 2-3 ani de zile și să ținem cont întotdeauna de obiceiurile alimentare ale pacientului, pentru că dacă pacientul este fumător, dacă consumă multă cafea, vin roșu sau mănâncă foarte multe smoothie-uri din acestea colorate cu fructe de pădure, practic este un nonsens să-i facem această albire dentară, că ea nu va rezista în timp și atunci ne gândim întotdeauna dacă beneficiile vor fi mai mari decât riscurile, pentru că orice procedeu medical până la urmă impune anumite riscuri. Sigur, cu toții ne dorim dinți albi și strălucitori, dar trebuie să vedem dacă fiecăruia dintre noi îi se potrivește o astfel de procedură. Și depinde și de structura smaltului fiecăruia, pentru că sunt pacienți cu smalt de o nuanță mult mai deschisă și alții cu o nuanță mai gălbuie, fără care nici măcar uneori nu răspund foarte bine la acest procedeu de albire. Deși în magazine găsim multe produse care ne promit minuni, nu este recomandat să încercați să vă albiți dinții acasă. Astfel de produse care pot fi aplicate cu ușurință acasă, sigur că ne pot dăuna. Depinde de cât timp le utilizăm, de intensitatea acestor geluri care există pe piață, pentru că și aceste produse nu sunt întotdeauna reglementate la nivel european și depinde de unde le procurăm, da? Și de cât de mult le folosim, pentru că întotdeauna pacienții au un motiv pentru care își doresc să-și albească dinții. Și au tendința să abuzeze de astfel de produse și atunci efectele asupra smaltului, cum spuneam, pot fi destructive și irreversibile. Apare acea sensibilitate dentară care nu mai dispare datorită destrucției la nivelul smaltului, apare iritația gingivală, gingia suferă, devine iritată, inflamată, plus că doar medicul este acela care poate să recomande o astfel de procedură. Sunt pacienți cu dinții abrazați, uzați, cu multe eroziuni la nivelul smaltului. La aceștia nu este recomandat un procedeu de albire dentară, pentru că dacă smaltul este deja distrus, acea soluție de albire pătrunde în straturile mai profunde la nivelul dentinei și determină durerea și sensibilitatea dentinară. Și atunci, înainte de a recomanda albirea, trebuie să vedem pacientul, să stabilim dacă este un caz care se pretează la un astfel de procedeu. Pe când adolescentul sau adultul acasă nu poate să analizeze, nu are cunoștințele în spate să analizeze astfel de lucruri și poate să-și facă mai mult rău abuzând de astfel de produse. Și mai trebuie spus ceva. Albirea dentară, implantologia și protetica fac obiectul unui din ce în ce mai intens turism stomatologic. Românii care trăiesc peste hotare și tot mai mulți străini care nu-și permit tratamente în țara lor, vin în România ca să-și aranjeze dantura. Oferim tratamente corecte, oferim tratamente moderne, ca peste tot în Europa, practic suntem la nivelul standardelor europene și în același timp costurile sunt mai mici. Aparatura este una performantă, sunt multe clinici care oferă astfel de servicii premium cu niște costuri mai reduse. Ca urmare, cu siguranță, pe de-o parte, românii preferă să vină să se trateze aici, mai ales că sunt proceduri care permit astfel de vizite periodice, să spunem, fie că ne referim la tratamentul ortodontic, pacientul dacă alege o variantă cu aparat la care poate să vină la 2-3 luni la control, sunt mulți pacienți care încep astfel de tratamente, fie că ne gândim la cei cu intervenții chirurgicale, acum există tehnicile acestea prin care într-o singură ședință, în 2-3 zile, pacientul poate să aibă implanturi și chiar și o lucrare provizorie peste. Ca urmare, folosim tehnici de ultimă generație cu aparatură modernă, astfel încât să ne putem adresa și să putem corecta orice problemă dentară cu niște costuri clar mai mici față de țările europene. Franța, Belgia vin foarte mulți, Italia și de asemenea din Anglia vin mulți români, pentru că acolo există o comunitate mare de români și vin în România. Poate mai puțin aș remarca din Spania, cred că acolo la nivel de servicii au probabil partea asta de stomatologie acoperită foarte bine. Vin uneori de sărbători, dar nu numai. Ulterior, în funcție de problemele dentare pe care le au, programăm aceste vizite și avem grijă să comunicăm cu ei prin toate canalele, e-mail, mesaje, WhatsApp, astfel încât să putem să stabilim exact ce proceduri urmează să le efectuăm atunci când vin. Deci, nu doar în
timpul vacanțelor, dar sigur că preferă să le lege de aceste sărbători, dar și în perioada următoare continuă să vină, astfel încât tratamentul să fie unul corect. Pentru că sunt mulți care sunt plecați și au cazuri din acestea complexe în care trebuie să le tratăm multidisciplinar și protetic și chirurgical și ortodontic și atunci trebuie supravegheați pe o perioadă mai lungă. În România, albirea dentară costă între 300 și 1500 de lei, iar implantul între 300 și 1500 de euro. Spre exemplu, în Marea Britanie, prețurile pot fi de 4-5 ori mai mari. Așadar, nu este de mirare că turismul medical a adus anul trecut României încasări de 30 de milioane de euro la bugetul de stat din taxe și impozite.